Grupa Inima Universală de la Catedrala Credinței din București continuă și în acest an să întindă o mână prietenească, venind în sprijinul oamenilor nevoiași. În data de 21 ianuarie 2016, Inima Universală a pregătit mâncare caldă și un ceai fierbinte pentru a le oferi acelora care au atâta nevoie. Totul a fost organizat cu multă iubire și considerație de către voluntarii grupei Inima Universală. Locul ales pentru realizarea donației fiind la Gara de Nord, acolo unde se aflau mulți dintre oamenii străzii. În acest moment este exact ora 9 seara și aproximativ afară este o temperatură de minus 10 grade Celsius și se preconizează că va fi în scădere și organizația Inima Universală se pregătește să ducă acest aliment fizic și spiritual persoanelor care în câteva momente le veți urmări împreună cu noi. Sunt persoane care au nevoie nu doar de un aliment fizic, ci de asemenea de un aliment spiritual și sunt persoane care din nefericire sunt disprețuite de către societate, dar nu de Inima Universală. Noi vom duce pentru aceste persoane aceste alimente fizice, aceste alimente spirituale, vom duce pentru ei îmbrățișare, vom duce căldură, vom duce afecțiune, pentru că ei sunt persoane care au multă nevoie. Haideți împreună cu noi! În ciuda vremii geroase, nimic nu i-a împiedicat pe voluntarii grupei, cărora li s-au alăturat și tinerii de la centrul de ajutor, să ducă până la capăt ceea ce și-au propus. Acțiunea a fost primită cu multă bucurie de cei care din anumite cauze au ajuns fără un adăpost, fără familie și chiar fără mâncare. Câți ani aveți? 40. Și dumneavoastră primiți cu inimă deschisă ceea ce îi ofer? Da, cum să nu? Cea mai mare plăcere. Eu vă întreb un lucru, mă scuzați. Ce cuvinte aveți dumneavoastră pentru Organizația Inima Universală pentru această acțiune? Bine venit! Doamna Cristina, care este cel mai mare vis al dumneavoastră? Visul meu? Să fie copilul lângă mine. Alin. Unii dintre ei au avut plăcerea de a-și împărtăși povestea vieții lor pentru grupa Inima Universală. Pe lângă hrana oferită, voluntarii și tinerii au îndrumat pe fiecare în direcția unei schimbări a vieții și au motivat să participe la slujbele realizate la Catedrala Credinței pentru a căuta ajutorul aceluia care le poate da o viață nouă. Cu această oportunitate, tuturor le-a fost dăruită și câte o Biblie. Această donație a organizației Inima Universală a fost realizată cu succes. În momentul de față, suntem cu aproximativ aici la momentul de față minus 13 grade Celsius, dar această temperatură nu a putut împiedica această organizație voluntară pentru a împlini misiunea care și-a propusă. Inima Universală va continua să întindă mâna celor suferinți și excluși de societate.
Salut, dragii mei prieteni, eu sunt aici alături de echipa Inima Universală. Astăzi am ieșit noaptea în oraș ca să facem o acțiune socială către cei care sunt în suferință. Noi am găsit în seara această persoane, băieți, chiar doamne, care nu au mâncat toată ziua și astăzi au avut de la noi parte de o masă caldă, o pâine, un ceai. A fost foarte frumos această acțiune, dar eu nu puteam să fac singur. Oamenii ne-au ajutat și dacă dumneavoastră care doriți să fiți un voluntar, dacă dumneavoastră doriți să sponsorizați această lucrare, această acțiune socială, puteți să fiți și dumneavoastră un colaborator, să fiți un sponsor aceste lucrări. Fiți alături de noi pentru că Domnul Iisus Hristos, El vă va ajuta. Sunați-ne la numărul nostru de telefon, aici la catedrală, noi vă vom informa unde se va distribui următoarea unde se va face următoarea acțiune și cum se va proceda și dacă dumneavoastră doriți să fiți alături de noi chiar cu un ajutorul financiar, o puteți face. Asociația noastră primește ajutor de la cel care are o inimă bună. Sunați-ne la 021-255-7300 sau chiar pe mobil 0721-805-569 sau chiar veniți personal aici, acolo la catedrală, pe șoseaua Funden, numărul 11, în sectorul 2, vis-a-vis de supermarketul XXL. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în seara aceasta, toți colaboratori, voluntari care au fost aici, chiar temperatură, nu mai pot, mâna mea a înghețat, este rece, minus 10, 12, 13 grade, vedeți, minus 13 grade, dar noi suntem aici. De ce? Pentru că, în primul rând, iubim pe Dumnezeu și iubim aproapele nostru. Că Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!